un alt punct fierbinte pe, nu neapărat ca probleme, dar fierbinte ca noutate și ca eveniment, evoluție, este zona online. Da. În zona online, punctul agreat de toată lumea în piață este că acest segment crește. Da. Crește tras în sus, în special de jucătorii internaționali, eventual în defavoarea celor locali. Perspectiva voastră care este? Aveți vreo estimare despre cât cresc internaționalii, cum evoluează localii? Da, uite, iar noi cumpărăm performanța și cumpărăm pentru fiecare client în parte exact ceea ce îi trebuie pentru a-și atinge obiectivele. Atâta timp cât consumatorii se îndreaptă foarte mult către Facebook, către, nu știu, Google, YouTube, vom fi și noi acolo cu campaniile noastre. Adică e o legătură naturală, nu este dintr-o dată... Nu, sunt 7 milioane de conturi în România pe Facebook. E normal să fim acolo. Și e normal Facebook să-și dorească să monetizeze tot acest inventory. Adică nu suntem naivi. Știam că vor monetiza ceea ce oferă advertiserilor. Atâta timp cât ceea ce cumpărăm de la Facebook vine să ne ajute în campaniile clienților noștri, o vom face. Ne ajută din ce în ce mai mult? O vom face din ce în ce mai mult. Nu este nimic nenatural și nefiresc. Digitalul crește în orice țară din jur. Adică nu suntem noi mai, nu știu, moțați decât alții. Dar, încă o dată, în creșterea digitalului, așa va crește și porțiunea de buget pe care noi o alocăm. Sunt agenții care evită să facă estimări în cifre sau procente privind evoluția. Altele, cum a fost exemplu ieri, exemplu Initiative, au făcut o evaluare, au spus. Bine. Voi aveți o evaluare făcută? Eu spun despre mine că atâta timp cât va crește, voi crește și eu. Nu știu acum să zic. Creșterea internaționalilor presupune o scădere a jucătorilor locali? Nu. Eu nu văd lucrurile așa. Oricum am cumpăra digital, cu siguranță noi vom rămâne în legătură cu toți furnizorii importanți de conținut. Asta este sigur. Cred că vrei să mă duci spre programatic și spre... O să ajungem și acolo. Nu vreau neapărat să mă ajung. Toată lumea se teme un pic de programatic buying. Nu e ceva nenatural. E, cum să spun, o evoluție absolut firească a modului de cumpărare pe digital. Tehnologia ne-o permite, de ce să nu o facem? Va fi o cumpărare super rapidă. Trăim într-o lume, adică viața noastră e pe repede înainte. Se observă. Fiecare o simțim. Avem acum un tool de cumpărare foarte performant. Îl folosim, adică, bine, real-time bidding deja se folosește, adică nu e ceva nou, se folosește de ani de zile. Da, cum să nu? Da. Suntem în beta testing, dar cred că într-o săptămână, două. Da, este, adică ne ușurează foarte mult viața, este firesc să o îmbrățișăm cu drag pe această platformă. Partea aceea de legătură cu furnizorii de conținut, cu siguranță o să fie tot timpul. Și cu siguranță vom căuta oportunități pentru brandurile pe care le reprezentăm, pentru că asta ni se pare, de fapt, scopul nostru în această poveste. Să ajutăm brandurile să găsească contextul cel mai bun pentru a se exprima. Pentru agenții, ce înseamnă... Pentru agenții în sine, ce înseamnă creșterea internaționalilor, având în vedere și faptul că ei au tendința să mai nou să se ducă direct către clienți, să scurtcircuiteze procesul? Nu ni s-a întâmplat. Ce cumpărăm noi și ce ne oferă internaționalii, dacă pot să spun așa, este acel cost foarte, foarte bun pe performance. Și asta contează enorm. Adică este ceea ce ne dorim pentru brandurile pe care le reprezentăm. Uh,
la nivel internațional a fost anul trecut încercarea giganților Omnicom, Publicis să fuzioneze, s-a spus tocmai pentru a face față internaționalilor gen Google. Așa s-a spus? Așa s-a spus. A eșuat acea tentativă de fuziune. Pe plan local, acum agențiile lansează tot felul de platforme de care spuneai și tu mai devreme și voi lansați una. Este aceasta adresată pieței locale, înțeleg? Nu este un tool pe care Omnicom Media Group îl folosește peste tot în lume. Deci adică voi îl folosiți aici pentru piața locală. Este aceasta o formă de rezistență în fața internaționalilor? Nu o văd așa. Adică cum nu suntem într-un război cu... De unde acest elan către platforme de programatic și RTB pe plan local? Încă o dată, programatic buying este, cum să spun, aducem tehnologia mai aproape de departamentul nostru de buying. Deci nu are legătură cu strategia în care noi alegem să punem fiecare furnizor la noi în media plan. E o ușurare a modului de cumpărare în agenții. Nu este un răspuns sau un... Nu, folosim tehnologia și o aducem la noi în casă în departamentul de buying. Mi se pare minunat, adică nu văd nicio contradicție cu niciun furnizor, fie el internațional sau local. Din contră, ne va ajuta pe toți. Presupun că ați discutat cu furnizori locali despre implicarea lor. Așa. Care a fost reacția până acum? Mulți dintre cei cu care am vorbit nici nu prea știu despre ce-i vorba. E, asta mă e refer problema. La conducerii asta editoriale problema, dar, mai degrabă. Asta dar, e problema, dar nu contează. Toți furnizorii din online-ul local vor îmbrățișa cu siguranță acest mod de cumpărare atâta timp cât vor vedea și ei beneficiile. Beneficiile lor fiind care? Bun, uite, să luăm... Nici nu știu cum să explic. Să luăm un caz, un site mic. Un site românesc, un site. Dacă acest site vinde publicitate, spațiile lui, mă rog, cum să spun, pozițiile lui premium, le vinde direct, vorbește cu... 30 de agenții de media, 100 de clienți direcți și așa mai. Efort mare, nu? Adică depune un efort foarte mare. Și reușește să vândă de X pe an, de o sumă X. În același timp, să zicem, nu SSP-ul pe care o să-l folosească, ci Google, astăzi Google. Tot pe o perioadă de un an, fără niciun efort, reușește prin vânzarea acelor poziții pe care le-a licitat, se aducă aceeași sumă X. Cum crezi că se va duce? Adică el va insista pe efortul de a vinde direct? Știi, ăsta va fi beneficiu. Va vinde mai mult, cu un efort mai mic. Și va trebui să intre și pe platforma OMD și pe platforma alte agenții și pe platforma... Nu, o să fie foarte simplu. Foarte simplu. Ok, dar pentru un site mic sau mediu sau mare, care are intenția, care își dorește să-și valorifice audiența, comunitatea pe care și-a format-o în jurul său, el are cum să folosească programatic în acest sens? Da, program... Mă rog, hai să nu spun, programaticul va aduce ceva în plus la procesul nostru de buying, nu va aduce ceva în minus. Dacă noi până acum cumpăram grupat sau, mă rog, ce vindea site-ul despre care spui tu, așa vom cumpăra și de acum încolo. Deci nu va suferi nimeni, din contră, toți ne vom bucura. Așa văd eu. Și... Dat fiind interesul foarte mare al agențiilor și clienților pentru această zonă de automatizare, există vreo posibilitate să fie influențat interesul lor de implicare mai mare în dialogul direct, în procesul creativ, să spun, de folosirea digitalului? Asta va rămâne
cu siguranță nu știu să spun de alte agenții. Zonă. Eu spun de agenția pe care o reprezint. Cu siguranță, relația directă cu furnizorul, descoperirea acelor oportunități de care vorbeam și mai devreme, inclusiv cu partea redacțională, acel native advertising, că se tot vorbește de el, este, noi acolo vom fi și vom avea chiar mai mult timp să facem aceste lucruri frumoase și minunate, lăsând cumpărarea de zi cu zi pe seama mașinii, adică o să fie mult mai simplu.